Salutare lume și bine mă găsim la un episod oarecum special pentru mine. Pentru prima oară, cred că când voi merge pe motoră. Doru mi-a spus că mă așteaptă pe aici, prin zona. Uite-l și pe Doru și cu bestia albastră. Cred că ați văzut și episodul cu motorul, confruntarea din trafic între bicicletă și motor. Salut, Doru! Uite, bine, am puține emoții cu plimbarea asta. Oarecum așa, știi cum e, prima oară ca prima oară. Mamă, dar ce bestie mare. Cum am spus și cum ai spus și pe episodul trecut, câți cai are, ce ascunde, ce poate să facă? Poate să facă multe, are 178 de cai, 1000 cm cubi. Oho, da, mare. 4 timpi, 4 cilindri în linie. Cine cunoaște își va da seama foarte repede. Două tobe, destul de zgomotoase, pot spune. Nu? Mai mult de atât. Mai mult de atât, se vede. Și merge, da? Da, probleme ne-au făcut până acum. Am înțeles. Super tare. Mi-ai pregătit și o cască, văd, de pasager, da, care aia, asta? Aia asta albastră, mamă, da. E prima oară când pun o cască full face, pot spune, în cap. Uf, dar ce mare, bă. De cât aia. De aia de bicicletă, da, e mult mai grea. Siguranță. Mă văd în urmă, ia. Mișto tare. Și cum, pe aici vorbesc sau respir? E, poți să vorbești și să respiri. Ce mișto! Ia să o bag în cap. Ia să văd. Mai multe pentru ventilație. Aleu. Și ca să nu se aburească. Bă, le-mi s-au torțit urechile. Te ajut? Băi, dar ce ciudat, ei. Ți-ai pus-o în anuntru, de asta nu ți-am. Ce-am făcut? Trebuia să-i tragi astea în afară. Aaa. Băi, dar e și călduroasă, văd. Da, pe vremea asta chiar e. Și cât de motor ai avut, Doru? Cum e? Cu ce recomanzi oamenilor care vor să-și cumpere motor, de fapt? Ce recomand? Recomand ceva mai mic, dar nu puterea în sine e pericolul, ci trebuie să fii cumpărat. Adică... Da, adică dai cu creier. Că dacă mergi cu scooter de 49 în șlap și cu tricou, posibil să te alegi mai mult decât cu zulituri. Și de obicei e mai periculos... În trafic sau în afară? De obicei în trafic, mult mai periculos. E mai periculos decât în afara orașului. La orice. Chiar dacă mergi cu viteză mai mică, mi se pare mult mai periculos și mai spontan. Ai avut incidente, de fapt? Nu, din fericire nimic. Semnificativ până acum. Adică și nici nu vrei să se întâmple. Nu, nici nu mă gândesc la asta. Trebuie să fim pozitivi. Exact, nu trebuie să te gândești la partea, cum negativ. Să spun, negativă. Cum am spus și în episodul trecut, Doru are un canal de YouTube acolo care e în proces de... creștere, putem spune, să intrați acolo, să dați un subscribe, pentru că voi pune linkul lui acolo și veți vedea niște episoade foarte faine. El se ocupă cu motoarele și e mania asta în sânge, fiecare și la mine cu bicicleta, dar vă promit și eu că la 18 ani mi-au și eu bicicletă, o să-și ia și el bicicletă și o să-mi iau motor. Momentan nu mai avem de așteptat și de crescut. La anul, posibil ca proiectul Two Tires să transforme și în proiectul Two Tires Moto și Two Tires Bike, adică se leagă oarecum două roți, două anvelope, cam e aceeași chestie. Fără rata de rezervă. Fără rata de rezervă, da. Adică, știi cum e? Cum ai spus tu, nu se salută scuteriști între bicicliști, se salută motocicliști între... Exact. Cam așa e, nu? Am avut o experiență foarte faină când am venit de la Piatra Neamț, de la Tiberiu și Cornel. Cine îi urmărește și ați văzut videoclipul acela? Eu îi urmărești. Când m-am întors spre Bacău, am avut ocazia de a mă saluta foarte mulți motocicliști, arătând semnul ăla de respect. Cred că ăsta e de la voi, sau care da. E la... Ăsta e la voi, dar și la mai noi. Mai puțin cu scuteriști. Mai puțin cu scuteriști, e scam... Probabil din cauza invidiei. Ai avut probleme cu scuteriștii, dădeau după tine? Nu probleme, dar adică... Nu prea ne salutăm între noi așa. Adică parcă ar fi un mai... Nu prea ne salută. Cum ar fi un maidanez cu ceva de ras. Dar ei nu ne salută, că eu salut toți scuteriștii, dar niciodată nu mă sărătă. Sunt și scutere și faine. Sunt. Nu, se dăm la o parte scuterile astea din bazar, din târg, dar sunt scutere care chiar sunt puternice unele. Sunt. Da, de pocket, de pocket-uri, ce zici? Am avut pocket bike, motocross, din ala de cross. Și mergea? Mergeam cu un pahar de benzină 15 minute. Era și, foarte mare. Și l-ai dat? Da. L-ai dat. Am văzut, la un timp, în anii 2012-2010, era cam în vogă prin România. Dar a început poliția cu... Acum nu mai este așa. N-aveai voie. Acum asta i-a lecuit pe toți.
Și erau motoare foarte proaste, adică na, mergeai, reparai. Dar erau de joacă, erau alea, adică care ar fi fost rolul lor, pot spune? Nu știu, de intermediere, ceva mai. Ai văzut, cred că videoclipul ăla cu motociclistul la semaforul, ăla mic cu ăla mare. Da, am văzut. Da. Păi oamenii mei, cred că, cum a spus Doru, a zis că ne va lua o tură așa să vedem cum este senzația, pentru că pentru mine este prima oară. Cum mă voi urca pe un motor sportiv, scooter sau ce puteți spune voi, pentru că n-am făcut niciodată, am stat doar cu curul pe șa. Cum pot spune așa. Haideți să dăm mice și să plecăm, mi-a pregătit Doru, cum se cheamă astea? Scărițele. Scărițele? Yeah. Uite, haideți să pornim și să ne punem casca în cap. Dragii mei, haideți să plecăm, că noi de stat va fi montat GoPro-ul pe Doru, pentru că nu se va vedea nimic din partea mea. Hop. Sper să mă aud. Hai că v-am pupat și ne vedem la finish, nu? Pa, pa. Și ca să nu, ca să amorțești, cât mai relaxat. Da, da. Dar nu ai echilibru. Merge singur. Trebuie să ții ghidonul în moale, știi? Da, da. Thank you.
exact, uite. Zi, ți-e rău? Bă, să moară mama, ești nebun. Zi, ce simți? Nu merg. Ți-a revenit? Hai, gata, că a revenit. I-am dat la 9000 de ture, i-am dat lent, n-am dat brusc și el suntem și doi. Dacă îi dai la 12000 de oată, pe roată, buf! Facem așa, mai tare, dai mai încet. Da, știu, știu. Nu, deci putere ai mult mai mult decât poți duce, știi? Da, știu, dar nu are și cum să am așa. Dar eu nici acum, dacă mă pun în spate, mi-e frică la oricine, eu nu m-aș urca în spate. Frică, nu? Nu m-aș urca. Am mers la la București, știi? În spate, dar nu... Din păcate am ajuns cam mort, adică a zis că mor pe motor, am ceva la... Asta și un cordon, mă doare spatele de nu mai pot, prima senzație, prima oară, știi cum e, cam nasol. Tu cum e? Adică cum ți se pare când cari un pasager, poți spune? Mi se pare că ai fost un pasager, ok? Cam am țipat la el. Neîncordat. Am țipat o leacă la el că îi dăduse cam tare și m-a speriat și... Na. Neavând mănuși, cred că ai altă aderență aici, în zona asta. Eu n-am avut mănușele și eu a fost altfel. M-am înghețat puțin mâinile, am avut prima ocazie să-mi pun și eu pentru prima oară o cască și la anul pun pariu că mă veți găsi pe un motor, dar nu așa de puternic. Ei bine, dragii mei, din păcate GoPro a dat eșec total în acest videoclip. La final nu l-am mai putut filma pentru că m-am întrerupt dintr-o dată. Și îmi cer mii de scuze. Până atunci ne vedem pe data viitoare și vă mulțumesc tuturor pentru toată susținerea și îmi cer încă o dată scuze pentru inconveniența din acest episod. Vă las pe final cu un oarecum un cinematic, un teaser de la Yamaha R1.